testat 12 minuri despre Prime în 12 ore și vom vedea dacă s-a adevărat sau falsă. Primul mit e că dacă combin două arome de Prime îți face părul colorat. Iar ce costă? Bea mai mult, arome mai bun. Păi vezi? Eu știu. Yeah. Ai părul colorat? Vezi că e colorat? Uite-te un pic! E și roșu, e și blond. Deci putem spune că mitul e adevărat. Ce? Următorul mit spune că Prime te face mai energic, chiar pentru a-l testa o să facem abdomene timp de un minut înainte să bem Prime și după ce am băut Prime. Ok, deci punem cronometru un minut fără să beau Prime. Prime-ul este aici, nu l-am atins. 1, 2. Scrie în comentarii câte abdomene crezi că poți să fac și o să-ți dau o inimioară. 10 abdomene. Nu uita să dai like și să te abonezi. 20 de abdomene. Spre surprinderea mea aveam foarte multă energie și fără să beau Prime, dar într-un final... 38. 39. A sunat timpul, am făcut 39 de abdomene, iar acum hai să bem Prime, așteptăm puțin și le facem din nou. Următorul mit spune că Prime te face mai inteligent. Robițu, cât e 2 ori 2? 5. Ia și bea Prime. A fost greșit, nu? Da. Gata? Bun. Acum cât e 149 ori 69? 10.281. Băi, ești de bun? Adevărat? Chiar e adevărat. Subscribe. Deci puteți spune că mitul este adevărat. Bun, băieți, au trecut aproximativ 5 minute după ce am băut Prime-ul și acum hai să vedem dacă își face efectul sau nu. O să punem tot un timer de 1 minut. Scrie în comentarii dacă crezi că poți să-mi bat recordul și o să-ți dau o inimioară. 10. 11. 12. Toate că am băut Prime n-am simțit o mare schimbare de energie, ba din contră m-am simțit mai obosit, dar probabil pentru că de-abia făcusem celelalte abdomene. Și într-un final am ajuns la... 40 41 42 43 Și a sunat timerul, băieți. Deci am făcut 43 de abdomene într-un minut. A sunat timerul și sincer m-am simțit mai greu, adică din contră. Deci putem spune în cele din urmă că mitul ăsta e adevărat, așa că hai să trecem la următorul mit. Următorul mit e că dacă bei Prime, se face butonul de subscribe colorat. Hai să vedem. Băi, încercați și voi asta, băi, pe bune că se face, acum hai să trecem la următorul mit. Și la mine subscribe, și la mine subscribe. Robițule, dacă ghicești aroma de Tropical Punch, îți dau 100 de lei. Știi că dacă ții membru pe canal, poți câștiga 10 sticle de Prime și multe, multe alte beneficii. Deci avem aici 4 arome și trebuie să ghicești Tropical Punch, adică asta. Tropical Punch-ul ce culoare are? Roșu. Ok. Amestecăm și prima este asta, ia. E bun? Deci ăsta are gust de din ăla galben. Da? Următorul este ăsta. Ăsta are gust de din ăla roz. Ce culoare trebuie să ghicesc eu? Roșu. Și ce aromă avea? Tropical Punch. De ăsta avea gust de Tropical Punch. Așa are gust de... L-am desfăcut eu acum. Ăsta are gust de apă. Băi, apă, băieți, sunt toate originale. Lumesc, lumesc. Care e Tropical Punch? Al doilea. Felicitări, ai câștigat 100 de lei. Adevărat, chiar i-am zis? Bă, bune, bă, bune, chiar i-am zis. Nu pot să cred. Felicitări, acum hai să trecem la următorul mit. Următorul mit e că Prime te face să câștigi la jocurile de noroc. E bine, hai să vedem, nu încurajez asta, băieți. Deci avem Prime chiar aici și hai să începem să bem. Eu zic să începem cu cel mai mic loz acesta. Este loz bonus, care a costat 3 lei. M-am chinuit puțin și ai drept să-l desfac, dar la final am rămas șocat. Și incredibil, am câștigat 10 lei, deci este incredibil. Deci din 3 lei am făcut 10. Acum hai să trecem la al doilea loz. Loz norocel, așa se cheamă și cred că acesta este la fel. Adică trebuie desfăcut de aici cu mare atenție. Gata. Am dat 5 lei pe lozul acesta și acum hai să vedem. Din păcate e necâștigător. Adică trecem la ăsta cel mai mare care a costat 10 lei. Și cred că trebuie să răzuiesc chestiile astea de aici. Ia să vedem. Nu mi-a ieșit sub nicio formă să răzuiesc, dar într-un final am răzuit și la primul, din păcate n-am câștigat nimic. Adică
dacă are una din cărțile astea valoarea mai mare decât Jokerul, câștigi. Păcate, nici la asta n-am câștigat, zice 5, 3 și 4. Iar Jokerul are valoarea mare rău din câte știu eu. Acum hai să trecem la asta care nu știu ce face, dar zice: am răzuit pentru că încă mai speram să câștig, dar din păcate... De simbolul câștigător este inimă și aici nu e inimă după cum puteți vedea. Putem spune că din 18 lei investiți am ieșit doar cu 10 lei, adică suntem pe minus 8 lei pierdere. Asta e, n-am ce să fac. Acum hai să trecem la următorul mit. Următorul mit e că dacă bei un Prime mai puțin de 15 secunde, ci că poți să levitezi. Hai să vedem. Deschidem Prime-ul, dăm drumul la cronometru acum. 9 secunde 73. Cred că simt ceva, dar hai să mă ridic în picioare totuși. Băi, ești nebun? Chiar levitez. Deci putem spune că mitul chiar e adevărat. Hai să trecem la următorul mit. Următorul mit este că Prime te face mai puternic. Hai să vedem. Bă, cred că funcționează, nu știu. Deci putem spune că mitul e adevărat. Următorul mit e că dacă combini toate aromele de Prime, ci că poți să ții zborul. Acum hai să vedem dacă e adevărat sau nu. Avem aici prima aromă, după a doua aromă. Și acum cred că trebuie să gust un pic. Ce combinație incredibil. Și acum hai să vedem. Deci puteți spune că nu prea a funcționat. M-am lovit, m-am alea. Da, subscribe, mitul este fals. Până atunci noi ne auzim data viitoare. V-am pupat. Once de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San